Partidul Național Liberal și-a lansat candidații pentru alegerile europarlamentare la Sibiu. Crin Antonescu a reafirmat că PNL țintește un procent de 25% pe plan național la aceste alegeri. Eduard Helvig își dorește un nou mandat în Parlamentul European și spune că acolo reprezentarea unei regiuni este foarte importantă. Parlamentarii europeni care vor fi ales trebuie să-și reprezinte și o regiune foarte bine. Știm ceea ce înseamnă la nivel european reprezentarea regiunilor și sunt onorat că astăzi am fost aici la Sibiu, sunt reprezentantul acestei regiuni de centru importante. Klaus Iohannis este convins că echipa cu care merge PNL-ul la aceste alegeri este una de încredere, iar candidații sunt politicieni care pot să desfășoare o activitate bună în Parlamentul European. Este un eveniment foarte important pentru noi toți, este un eveniment important, sper, pentru sibieni. Sunt convins că avem cea mai bună echipă de candidați pentru europarlamentare, fiindcă îi cunosc pe acești oameni. Sunt politicieni performanți, sunt oameni responsabili, sunt oameni competenți și eu mă simt foarte bine că avem această echipă. Președintele Crin Antonescu a declarat că fiecare organizație are o țintă proprie, însă pe plan național se așteaptă la câștigarea 25% dintre voturi. Klaus Iohannis se așteaptă ca PNL-ul să obțină măcar 22%. Antonescu a mai spus că de la Sibiu își dorește să vină și viitorul premier al României. Avem ținte diferențiate pentru fiecare județ, pentru fiecare colegiu. Așteptările pe ansamblu, ținta noastră este de 25%, sigur că pare o țintă ambițioasă. De la Sibiu așteptăm numai lucruri bune și ne-au venit numai lucruri bune. Este o organizație care este de câțiva ani în reconstrucție și nu în efort ușor. Altfel, de la Sibiu așteptăm primul ministru al României cât de repede se va putea. Lansarea în cursa electorală a avut loc la Casa de Cultura Sindicatelor.